Mă, dragilor, o nouă zi la pădure. Astăzi am venit pe câmpie. Pe câmpia Transilvaniei să culeg ciuperci. Bureți, sau cum le ziceți voi. Pitonce, ce or fi. Din câte am înțeles, a ieșit foarte bine, că am aici niște unghi. Care au găsit, da, unchiunelu. Au găsit șampinioane, sau ciuperca de hodaie, de pășune, de pajiște. Și acum mergem într-o pădure de acăț, sau de salcâm, sau cum se mai zice, să căutăm ciuperci de picior căprioarei. Cum se zice, uite, acum vin prin neamurile mele, vi le arăt acolo pe vale, unchiunuțul și unchiunelu. O să urce și idealul. Harnici ficiori. Suntem în comuna Pogăceaua, ori satul Văleni. Așa, Claudia? Ai obosit? Este mătușa? Dealul meu din copilărie. Mătușa e maestră la prăjituri. Unde mă dădem cu Sania, Sergiu? Hai să dai cu Sania, Claudia. Hai. Și avem aici un ficior frumos și harnic. Ce mergea, Sania? Salutare, ficior. Măi, ai găsit ceva? Una, așa-i? Hai să mergem și pe restul. Nu, hai să vedem, că au zis unchiu că ar fi multe picioruri căproare pe aici. Uite, văd două chestii albe, azi încet astea. Astea de pășune? Șampinioanele ori fi astea, hai să vedem. Astea, sunt foarte bătrâne, da. Le-ți bătrânez. Trebuie să fie un pic mai deschis la culoare când le culegi, să ai băinelul. Deci șampinioane. Îți mă rog, când îți tine res, uite asta cum e, asta hai să rupem un pic, când îți tine res, mai roz un pic. Uite așa, vezi, asta e mai roz. Deci aia e bună, nu? Da, da, este bună, poți să o și culegi. Piciorul un pic bătrâne, hai că luăm măpărăria. Așa. Poftiți, doamna Claudia. Nu, mersi. Prima ciupercă pe asta, da? Cum arată? Cine așa? Nu mă pune de tocană. Tatifelată. Deja vine, o mănânc. Facem o focacinie, niște sare și piper. Fain. Fain, asta e pădure de mesteacăn din județul Mureș. De mesteacăn, de salcâm, mă scuzați. Hai să gustăm piciorul căprioare, că noi după aia am venit. Am revenit cu satul de pe câmpie. Dacă am găsit din alea șampinioane? Da, dacă găsim din astea ce am adunat până acum, mai bine. Eu vreau piciorul căprioarei. Eu știu câte piciorul căprioare vreau. 4 bucăți ca să mânc eu astăzi. Restul le culegem pentru voi. Dacă vreți să mă mai vedeți, aici e Sergiulică fără frică. Toată ziua în pădurică. Hai să vedem. Aici nu se vede nimic. Bă, văd acolo ceva. Să văd ce este. Nu, dar adică se vede că au fost ciuperci. Oamenii le-au cules pe unul dintre ele. Uite, văd un... șampinion, cum zice, dar unde ar fi piciorul căprioare, mă frate, că după alea a venit. Asta să vedem ce este. Șampinionul, l-am găsit, îl vedeți? Ce frumos și fericit. Bun, avem o ciupercă, hai să mergem să mai căutăm, că o ciupercă n-am condus o jumătate de oră de la o ciupercă. Aici, în pădurile astea, sunt foarte mulți miros de mucigai, așa, adică e foarte plină de pădure, de apă pădurea. Și aici sunt foarte mulți soci, acăți, acățul, știți voi, ăsta e acățul, așa zicem noi la acăț. La acăț, salcâm, sau să mă zice cumva în județul Hunedoara, are o altă denumire. Dacă o știți chiar, vă rog să ziceți și mie. Da, argatul. Știu că se zice în sud la argat. Bă, dar nu sunt ciupești, mai frate. Și apropo, uite, în pădurile de acăț, tot timpul o să vedeți așa, să nu-mi pierd ciupercă. Să vedeți pe jos, foarte puține frunze, vedeți, mai mult e verziș din asta, vezi, iarbă proaspătă, trifoi, chestii. Uite, iar miște ciuperci care nu le cunosc, pe care nu le cunosc. Ce or fi astea, nu știu, dar foarte faine. Sigur sunt comestibile. Dar, dacă nu le culeg, înseamnă că nu le cunosc. Ce tare piciorul, băi, frate, deci că e lemn. Uite, nu se rupe. Foarte tare acest picior. Da, se vede și rădăcina. Ce or fi astea? Ia să văd cum miroase. Băi, miroase foarte bine, miroase. Fără nicio glumă. Ah, wow, îmi place de tot.